Как оно, если зажгли стерню солому, вот от этого и началось. Оно тут загорелся лес. Это 1:45. И тушили до поздна, до 9:30 ночи. Потом мы эти уехали. А я еще целую ночь до 6 остался. Один участок не пустил его в старый лес, а молодой тоже погиб. După-amiază zilei de 22 iulie, pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui focar de vegetație care s-a produs în apropiere de pădurea din satul Lopățica. În scurt timp, la fața locului a fost deplasată o unitate tehnică cu un efectiv de 5 persoane. Când au ajuns la fața locului, pompierii au constatat că focul deja pătrusese în pădure. Din cauza vântului puternic, a masei vegetale abundente, focul s-a răspândit cu repeziciune. La fața locului au fost mobilizate și alte forțe. A fost mobilizați reprezentanți de la Silva Sud, reprezentanții primăriei au fost. Au chemat echipe suplimentare de pompieri, în total au activat 40 de persoane și 5 unități de tehnică pentru lichidarea focarului. Comisia formată din instanțele de competență cercetează și încearcă să elucideze care au fost circumstanțele, cauzele producerii incendiului și care a fost paguba în urma acestui focar de ardere. Pentru a preveni astfel de situații, pompierii au recomandat de la începutul primăverii și în continuare continuă să informeze cetățenii prin intermediul mass media, prin intermediul poștelor electronice, prin contact direct pe posibilitate, să evite maxim posibil evitarea mirișilor prin ardere. Igienizarea prin ardere este strict interzisă prin lege. În același timp, pompierii recomandă să fie prudenți oamenii atunci când folosesc focul deschis, să nu arunce mucuri de țigară aprinse dacă se deplasează pentru un câmp sau chiar prin pădure. Împreună, dacă cetățenii vor lua o atitudine corectă, vom evita propagarea și răspândirea acestor focare de vegetație. În Republica Moldova, de la începutul anului, s-au produs peste 4550 de focare de vegetație deja. Iar în condițiile de umiditate redusă și temperatură ridicată și vânt puternic, focul se răspândește cu o repeziciune foarte mare, ceea ce duce la extinderea focarilor și la suprafețe extinse de ardere, astfel că cauzând pagube ecologice, pagube materiale considerabile, iar solul după ce arde, după ce o suprafață unde arzi focarul, necesită foarte multe cheltuieli pentru a-l revigora și pentru a putea fi fertil.